Salut, Capricorn! Voi face citirea pentru luna iulie, relațiile voastre în luna iulie. Haideți să vedem cum vor fi relațiile voastre în luna iulie. Sfatul oracolului Lenormand, în primul rând. Iată. Un blocaj. Este vorba de un blocaj. Aveți un blocaj, muntele care nu vă permite să depășiți o situație și, în primul rând, bârfa care vă influențează o călătorie. Deci cineva bârfește foarte mult legat de această călătorie pe care vreți să o faceți și totul este blocat tocmai datorită acestei bârfe. Haideți să vedem ce spune tarotul druid pentru voi, pentru relațiile voastre. O trădare. Cineva vă trădează, așa cum iese acolo o bârfă, apare și acest aspect de trădare. Deci cineva vă trădează. Relația voastră de generozitate. Voi, luna, partenerul, diavolul, gândurile voastre, ceea ce arătați celorlalți. Și iată, aveți generozitatea. Dăruiți și vi se dăruiește. Puteți să primiți și voi, la rândul vostru, să oferiți celorlalți. Deci este o relație de generozitate între voi, bazată pe generozitate și pe împăcare, pe armonie, pe înțelegere. Fiecare cedează câte puțin, astfel încât să ajungeți la armonie, la înțelegere, la aspecte benefice. Voi veniți cu o viață grea în această situație. Aveți luna. Luna arată într-adevăr probleme, dificultăți pe care trebuie să le depășiți. O viață grea, am putea spune, plină cu bârfe, cu minciuni. Trebuie să urmați într-adevăr un drum, dar este un drum greu pe care vreți să-l urmați și este drumul care trebuie urmat, dar este bine sfatul, am zice, la această arcană, luna, care este plină de pericole și de răutate, să observați și să acționați în consecință. Haideți să vedem ce sunt cu acești lupi, câini, persoane care vă bârfesc, vă mint. Da, ajungeți la judecată. Judecata nu este judecata dreptatea, nu. Este vorba de judecata voastră, să gândiți voi, să analizați foarte bine situația și să luați o decizie, să luați o schimbare, să aduceți o schimbare în viața voastră, o schimbare care să vă apropie de ceea ce vă doriți, să primiți ceea ce vă doriți, să fiți acolo unde ar trebui când îngerul va suna din trompetă. Deci cam acesta este această situație, lumea, ce aduceți voi în relație. Partenerul vostru aduce un capricorn, aduce diavolul. Deci, vicii. Vicii de care ar trebui să debaraseze, fiindcă partenerul vostru s-ar putea să intre sub influența unei persoane care știe să-i folosească aceste vicii, să fie în avantajul lui. Cu toate că el sau ea nu este decât o simplă trestie în fața acestei forțe dezlănțuite.
Deci este bine să renunțe la aceste vicii. Este vorba de forță, de puterea interioară, de dorința de a-și folosi această înțelepciune, puterea, forța interioară, de a se mobiliza trup și suflet pentru a ține sub control o situație dificilă sau o persoană dificilă. Cam asta reprezintă această forță, putere. În schimb, voi Capricorni gândiți la o femeie cu ascendent, zodie sau lună plină în rac. Este o femeie schimbătoare, o femeie care știe să vă cucerească pe voi Capricorni cu aceste sentimente, sensibilitate, romantism. Deci, să vedem ce se întâmplă cu această femeie. Pare să fie o ceartă, o confruntare cu o regină de spade. Ele niciodată nu se vor împăca. Deci ele sigur se vor certa, sigur vor avea ceva de spus. Și poate că acest lucru gândiți la această dispută care va avea loc între cele două regine. O regină care își arată sentimentele ei, sensibilitatea, cealaltă care își arată comunicarea, puteți comunica cu ea, puteți găsi un sfat la această regină de spade, dar niciodată nu este bine să încercați să ajungeți la inima ei. Este bine să îi respectați principiile. Și partenerul de viață gândește să aducă rațiunea, să facă ceva astfel încât să impună această spadă și să impună rațiunea. Să impună o alegere. Are o alegere dificilă, o alegere între două lucruri identice, o alegere greu de făcut, dar totuși își dorește să impună rațiunea, să aducă spada, spada care poate să reprezinte și balanța cu spada, dar poate să reprezinte acea spadă care face dreptate celor corecți și pedepsește pe ceilalți. Aici se va încheia ceva, voi arătați că se încheie ceva. Deci, aspectele acestea de viață grea, suferință, s-au dus până la capăt și se încheie ceva. Și voi asta arătați Capricornii că ceva s-a încheiat și ceea ce va urma veți vedea, dar arătați că ceva s-a încheiat, este o finalitate și așteptați o schimbare, așteptați această roată a norocului, care am putea spune că ea vă atenționează că poate fi în avantajul vostru sau în dezavantajul vostru, dar este bine să vă doriți ce este posibil, ce este drept, ce este corect, ce este adevărat. Să vă ascundeți scopurile și, bineînțeles, veți primi cheia puterii în palma voastră, dacă sunteți fermi, prevăzători și ziua de mâine va fi o continuare a zilei de azi. Partenerul vostru arată exact judecata pe care o aveți voi la prima. Arată că și el ajunge la această judecată, deci schimbare. Am putea spune că această schimbare vine luată de voi și de partener. Arată că a ajuns la acel grad de maturitate sau de decizie, de hotărâre, încât este gata să ia această schimbare. Este vorba de o schimbare care îl va apropia spre ceea ce ar trebui să fie menirea lui în viață. Haideți să vedem. Este vorba de o casă, de preocuparea legată de o casă. Să cumpere, să modernizeze, să facă ceva legat de o casă. Deci să închirieze. Haideți să vedem. Deci, iată, treceți prin toate aceste
situații, călătoria poate să fie și călătoria voastră prin viață, da? Dar și bârfă, multă răutate, bârfă, minciună, care v-a adus aceste blocaje și pe care le regăsiți și voi. Și ceea ce arătați celorlalți, că ați ajuns la acea maturitate încât încheiați ceva din trecut care v-a influențat această viață grea și acum vă așteptați, să zicem, să primiți cheia puterii. Dar, așa cum am spus, trebuie să știți să vă apropiați. Iar partenerul vostru trebuie să schimbe și el judecata, gândirea pentru ceea ce este bine pentru el. Aceasta ar fi citirea. Eu vă doresc o lună frumoasă, cu împliniri. Și dacă vă ajută aceste citiri, puteți să dați un like, puteți să vă abonați, astfel încât să ajutați și voi canalul să se dezvolte. Și vă mulțumesc!